Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Scorpion, astăzi vreau să facem Scorpion pentru 24-30 iulie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj, vă rog să-l folosiți înțelept. Iar la finalul etalării voi extrage 3 cărți să vă puneți o întrebare dacă aveți o problemă dificilă sau doriți un răspuns urgent la o situație, la o întrebare, poate reușesc cărțile să vă ghideze, să ajungeți la un final, să vedeți cam cum ați putea să rezolvați. Mulțumesc și să vedem. 24-30 iulie, Scorpion. Wow, săptămâna începe cu lumea. Și yin și yang, la mijlocul săptămânii, aveți calea templului și o femeie care ține în mână o inimă. La finalul săptămânii aveți acțiune și familia fericită. La capătul setului de cărți aveți femeia care se gândește, femeia care gândește, o femeie gânditoare. Dragii mei scorpioni, aveți o săptămână de vis, dacă știți cum să acționați corect. Aici aveți împlinire pe toate planurile. Aici aveți o vindecare totală, aveți o etalare fantastică. Săptămâna începe cu lumea. Este ultima arcană din tot tarotul. Se încheie odată pentru totdeauna un ciclu greu pe care l-ați trăit. Intrați într-o nouă eră. Intrați, vă rescrieți povestea. Vă rescrieți propriul destin. Aici este ceva fantastic. Sub lumea aveți yin și yang. Aveți o reechilibrare. Aveți un suflet pereche care intră în viața dumneavoastră. Aici aveți cartea 22, este un număr maiastru. Aici, dacă vă doriți un suflet pereche și doriți să-l materializați, să ajungă în viața dumneavoastră, el va veni. În această săptămână îl puteți materializa, acest suflet pereche. Puneți-vă intenția în univers și această persoană va apărea în viața dumneavoastră. Acea persoană care la final vă va aduce familia fericită. Dragilor, vă reechilibrați total în această săptămână. Lăsați în urmă un trecut, poate trist, poate în care ați avut de învățat niște lecții, poate ați terminat niște karme, le-ați împlinit, le-ați dus la bun sfârșit, v-ați învățat lecțiile și plecați acum mai departe, vindecați total. La mijlocul săptămânii aveți calea templului. Aici sunteți conectați direct cu divinitatea. Aici partea subliminală, partea dumneavoastră divină, cea mai înaltă din dumneavoastră își va spune cuvântul. Aici vă va duce la o vibrație foarte crescută această cale a templului. Vă conectați la conștiința colectivă, la univers, sunteți cu ultima ceacră deschisă. Aici sunteți vindecați total. Aici nu văd niciun blocaj, niciun... Este frumos, este ușor, este bine. Important este să acționați în continuare. La fel, ce ați făcut până acum, v-ați luat puterea înapoi, v-ați redescoperit iubirea de sine. Vă respectați, vă stimați, vă admirați, emanând astfel de vibrații și persoanele din jurul dumneavoastră vor face la fel. Veți atrage persoane benefice, persoane bune care intră în viața dumneavoastră pe un teren curat, pe un teren vindecat. Aici nu văd să intrați într-o altă relație cu bagaje din trecut. Aici ați încheiat cu trecutul definitiv și vă chemați un suflet pereche care va veni, care va fi onest, care va fi deschis, care va fi
o persoană venită să vă împlinească. Luați acțiune, continuați ce ați început, sunteți luminați, sunteți înțelepți, mergeți pe această cale a templului, este foarte bine ce faceți. Dragilor, aici vine o doamnă sau un domn după caz, aveți 22, aveți 44, aveți cartea stabilității. Aici vine o doamnă sau un domn după caz care ține în mână o inimă, care vă va oferi acea căldură a căminului, acea căldură pe care cu toții trebuie să o resimțim în căminul nostru. Vă va oferi acel confort, acea împlinire și mulțumire sufletească de care toți avem nevoie, cu care toți funcționăm bine, normal, frumos. Asta este datorită dumneavoastră, pentru că ați luat acțiune și veți lua acțiune. Vă veți crește foarte, foarte mult vibrația. Cu lumea, calea templului și acțiune, toate lucrurile le faceți corect, le faceți bine. Vă gândiți mult, chiar dacă nu este în acord cu părerile celorlalți, dumneavoastră vă urmați drumul. Drumul dumneavoastră îl știți foarte bine. Este în sufletul dumneavoastră, este ghidat divin, este ghidat corect și este bun, este benefic pentru propria persoană. Atâta timp cât vibrați înalt și persoanele care vin, vin pe aceeași vibrație. Aici vine un suflet pereche. Atâta timp cât îl chemați, el vine, se materializează și cu această persoană veți merge spre curcubeu, la o familie fericită, la o relație împlinită, la o căsătorie, la acel nivel de satisfacție la care cu toții visăm. La capătul setului de cărți aveți femeia gânditoare. Ați stat mult, ați acumulat informații, ați lucrat cu dumneavoastră, ați trecut prin stări, această doamnă este puțin tristă, mai puțin benefice, ați întâmpinat obstacole, v-a fost greu, nu v-a fost ușor, dar ați ajuns pe calea templului. Aici se vede un fluture. Ați schimbat totul în favoarea dumneavoastră, ați lăsat în urmă piedici, ați lăsat persoane false, ați lăsat karme, ați rupt legături, ați tăiat stringuri, v-ați curățat. Sunteți curățați energetic, aici nu văd nici fizic, nici la nivel energetic, nici o energie care să vă stea în cale, nici un obstacol. Totul este un drum lin, curat, frumos, sănătos, vindecat. Ați învățat bine, dragilor, v-ați făcut foarte bine lecțiile, ați urmat toți pașii. Dacă în viața dumneavoastră acum întâmpinați obstacole, încercați să vă creșteți foarte, foarte mult vibrația, aveți toate căile deschise să vă reușească, să vă chemați acest suflet pereche, acest suflet pereche să intre în viața dumneavoastră și să vă împlinească. Aici aveți lumea, calea templului și acțiunea, este benefic ce faceți, aici aveți Yin și Yang, o femeie care ține în mână o inimă și familia fericită. Este un plan benefic, reechilibrarea binelui cu răului, femininul cu masculinul se reechilibrează și toate duc la împlinire. Aici se vede abundență binecuvântată. Dragilor, aveți o săptămână de vis. Oricine cred că și-ar dori o astfel de săptămână, măcar o dată la câțiva ani, profitați la maxim. Ați gândit bine, v-ați luat bine deciziile, ați făcut pașii necesari, sunteți bine pe calea templului. Trecutul e trecut, îl lăsăm să aparțină trecutului, trăim aici și acum și vedem ce putem face de aici înainte. Foarte frumoasă această citire. Dragii mei scorpioni, de mult nu am mai văzut așa o citire pozitivă și a ieșit aceeași carte la mai multe zodii. Este o protecție mare în univers acum față de persoanele care lucrează, care sunt pe drumul cel bun în propria viață. Aici sunteți protejați. Aici aveți o protecție divină care vă încurajează, vă ghidează pașii pe mai departe. Ce ați lucrat până acum este foarte bine. Urmați-vă calea
La fel, aveți protecție, căile vă sunt deschise, divinitatea vă ajută, universul își deschide larg brațele. Să știți că universul vă ajută de câte ori vă puneți o intenție în univers și lucrați în acel sens, în acea direcție, vă vindecați, vă închideți răni, închideți karme, închideți trecuturi, vă împăcați cu propria persoană și acceptați cine sunteți cu adevărat și universul vă ajută. Aici aveți o protecție divină, o protecție de la univers în această săptămână. Este, cred că la nivel colectiv, suntem binecuvântați cu această protecție, această binecuvântare. Aici aveți acel os. Acel os care va aduce un succes garantat. Aveți noroc în această săptămână, aveți protecție, aveți binecuvântări divine, aveți protecție. Este o săptămână superbă. A început citirea cu Cartea Lumii, cu Lumea și s-a terminat cu Familia Fericită. Aici este abundență binecuvântată, plăcută legilor universale. Aveți drum deschis, dragilor. Acționați. Este superbă această săptămână. Acționați corect în favoarea dumneavoastră. Lăsați așteptările, lăsați lucrurile care nu v-au adus beneficii până acum. Înconjurați-le cu iubire și deschideți-vă acestui viitor luminos, acestui prezent superb care vi se arată acum înainte. Acest suflet pereche vine în viața dumneavoastră atâta timp cât îl chemați. Puteți să-l chemați, sunteți vindecați, sunteți gata pentru a accesa o relație care să vă ducă la împlinire. Este o săptămână binecuvântată, foarte frumoasă. Acum, dacă aveți o întrebare, dacă aveți o situație la care nu i-ați găsit încă un răspuns și ați dori un răspuns, să vedem dacă aceste cărți ne vor putea ghida. Aici ați avut, este cartea Ticălosului. Este o persoană care v-a trădat. O persoană care v-a înșelat și care vă gândiți la o persoană, probabil pe plan sentimental v-ați pus întrebarea. Dacă nu este pe plan sentimental, oricum este o persoană care v-a trădat, care v-a adus multe lucruri mai puțin benefice, de o vibrație joasă. Vedeți, această domniță dorește să spargă această scoică, dar totuși din această scoică se aude un sunet frumos. Aceste lucruri rele care au venit în viața dumneavoastră, la care v-ați gândit, poate persoane care v-au trădat, v-au învățat niște lecții, iar lecțiile v-au dus unde trebuie. Ați oprit, ați stopat niște lucruri grele, v-ați învățat lecțiile, ca de acum înainte să puteți trăi ușor. Aici vă spune această carte că tot timpul poți rescrie povestea. Spuneți-vă, dragilor, altfel povestea. Ce a fost în trecut să rămână în trecut, nu mai povestiți, nu mai aduceți în prezent energiile trecute, rescrieți povestea. Reinventați-vă, vorbiți despre dumneavoastră așa cum sunteți acum. Ce a fost v-a ajutat să ajungeți unde sunteți acum. Aici vă spune că meritați zahăr, nu sare. Meritați ceva mult mai bun. Lăsați aceste persoane în trecut și luați-vă tot ce vă doriți. Aici nu veți mai permite. Aici ați avut parte probabil de o persoană cu o vibrație foarte joasă, chiar violentă, cred. Așa spune această carte, sau o persoană care v-a făcut foarte mult să suferiți, sau o situație, orice v-ați întrebat pe orice plan. Aici meritați zahăr, nu sare. Luați-vă puterea înapoi și primiți ce aveți dumneavoastră nevoie. Iar aici vă spune să dați o șansă acestor persoane. Aceste persoane care v-au trădat, lăsați-le să aparțină trecutului și să își vadă mai departe de drumul lor.
Nu le excludeți, nu le alungați, nu le vorbiți de rău, nu le transmiteți gânduri negative, ele vor pleca singure atâta timp cât dumneavoastră vă creșteți vibrația. Ce situație v-ați gândit, la ce situație v-ați gândit, își va găsi o rezolvare prin acceptare. Acceptați situația și vedeți partea plină a paharului din această situație. Vă va veni o idee bună și veți ști cum să acționați. Vă iubesc, dragii mei scorpioni, aveți o săptămână de vis fantastică, bucurați-vă de ea, vă doresc o după-amiază plăcută, vă iubesc, vă îmbrățișez cu căldură și vă pup, pa, pa!